Tema, forța electromagnetică, cuprinde subpunctele teoria despre forța electromagnetică și experiment despre forța electromagnetică. Forța electromagnetică sau forța lui Laplace. Asupra unui conductor, parcurs de curent, un curent I, aflat într-un câmp magnetic de inducție B, se exercită o forță electromagnetică F, rezultând deplasarea conductorului, evident, în sensul forței. Între liniile de câmp și conductor există un anumit unghi alfa. Forța este dată de relația, unde F este un vector. Și expresia este un produs vectorial. I, curentul care parcurge conductorul, L, lungimea orientată a segmentului în sensul curentului, B, vectorul inducție magnetică a câmpului. Deoarece F este un vector, fiind dat de un produs vectorial, acesta are mărime, direcție și sens. Mărimea forței este egală cu I ori L ori B ori sinus de alfa. Aceasta este mărimea unui produs vectorial. Dacă unghiul alfa este între 0 și pi pe 2. Este 0 dacă unghiul este 0, deoarece sinusul de 0 este 0. Adică dacă conductorul și liniile de câmp sunt paralele, forța care se exercită este egală cu 0. Dacă unghiul este pi pe 2, deci liniile de câmp și conductorul sunt perpendiculare, atunci alfa este pi pe 2, sinusul este egal cu 1 și atunci forța are valoarea I ori L ori B, adică este o valoare maximă. Direcția forței este o dreaptă perpendiculară pe planul vectorilor B și L. Sensul forței este dată de regula burghiului drept, se rotește L spre B pe drumul cel mai scurt. Sensul forței se mai poate stabili și cu regula mâinii stângi. Mâna stângă se ține întinsă de-a lungul conductorului, cu degetele în sensul curentului. Liniile de câmp trebuie să intre în palmă. Degetul mare întins indică sensul forței. Urmează un experiment pentru a demonstra existența acestei forțe. Pentru a demonstra existența forței electromagnetice, am confecționat o bobină din sârmă de cupru, iar cele două capete ale bobinei le-am sprijinit pe câte un suport din sârmă de cupru mai groasă, iar acest suport i-am legat la o sursă de tensiune. Magnetul permanent este luat dintr-un CD-ROM. Am să pornesc sursa de tensiune și să vedem dacă această bobină se rotește. Da, într-adevăr se rotește, deci asupra ei lucrează forța electromagnetică. Această forță electromagnetică, împreună cu tensiunea electromotoare indusă,
sunt principalele fenomene electromagnetice care stau la baza funcționării mașinilor electrice.